Salutare tuturor! Bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Egal. Astăzi vom discuta un subiect care, în mod direct sau indirect, ne afectează practic toate aspectele vieții zilnice, și anume liberalizarea pieței energetice și inflația corespunzătoare care se resimte la mai toate produsele de pe piață. Și aici mă bucur foarte mult să vă pot prezenta pe invitații acestei ediții. Pe de o parte, economistul Andrei Mociarov, Ioana Stoica, președinta sindicatului din Radet, George Jigleu, lector universitar în științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai, și Victor Iancu, membru fondator al Cooperativei de Energie. Vă mulțumim încă o dată tuturor că ne-ați acceptat invitația. Pentru început, aș zice că ar fi bine să discutăm mai întâi cauzele situației în care ne aflăm. Și apoi, după ce am tras anumite concluzii, să putem să formulăm soluții concrete pentru problemele identificate. Deci prima întrebare ar fi, de fapt, cum am ajuns aici? Care au fost motivațiile politice, interesele economice, financiare, care au dus la liberalizarea pieței energetice? Și în ce măsură această liberalizare facilitează în mod direct valul de scumpiri cu care ne confruntăm acum? Respectiv, dacă ne referim la inflație, pe lângă liberalizare, care ar fi alți factori europeni și globali care intervin aici și care, precum putem observa, practic pe plan mondial, creează aceleași tendințe spre inflație? Deci, practic, cum am ajuns aici? Eu aș începe cu o mică istorie energetică și particular a energiei electrice, a electricității. În secolul 20, modelul clasic a fost sistemul integrat pe verticală, într-un monopol natural care era, în cele mai multe cazuri, în proprietate publică, în proprietatea statului. Asta inclusiv în țările capitaliste, țările socialiste unde am trăit noi. Acest sistem integrat vertical și cât mai extins pe orizontală, funcționând ca un monopol natural, avea două motivații importante, una economică și una tehnică. Am să fiu foarte scurt. Cea economică e legată de însăși existența acestui monopol natural, care are ca principală cauză ceea ce e valabil pentru toate industriile de rețea, inclusiv electricitatea, care au costuri fixe foarte mari, pentru că au rețele foarte mari. Rețelele astea costă foarte mult. Aceste costuri fixe foarte mari pot fi atenuate pe unitatea de produs printr-o întreprindere foarte mare care folosește economiile de scară. De aici s-a ajuns la necesitatea funcționării acestor sisteme energetice ca monopoluri naturale. Și sigur, proprietatea pentru care s-a optat a fost în general proprietatea publică. Motivul tehnic e legat de specificitatea electricității, și anume faptul că în orice moment producția este egală cu consumul. Deci pe lângă livrarea produsului trebuie să asiguri continuitate și securitatea sistemului. Și acest lucru se realizează cel mai bine pentru un sistem integrat vertical și cât mai extins pe orizontal. Inclusiv în SUA, unde lucrurile erau privatizate, erau așa numitele electric power areas. În paranteză, eu, în afară de fapt că sunt economist, am și o diplomă în inginerie energetică. Și pe vremea când eram la facultate, sigur că e de mult de atunci, în anii 70, sfârșitul anilor 70, am studiat și ce se petrecea în Statele Unite. Chiar am avut o lucrare în acest sens. Și acolo erau electric power areas, care erau, deși private, și mai multe în Statele Unite, dar fiecare din acest teritoriu energetic era perfect integrat vertical. Adică nu exista această fragmentare între producție, transport și distribuție. Prin anii 80, coincide cu dezvoltarea doctrinei neoliberale în lume, a început dezmembrarea acestor sisteme energetice și împingerea lor către piață. Uniunea Europeană a fost și Comisia Europeană în particular campioană acestui fenomen, ridicând ștacheta foarte mult în diverse directive de liberalizare,
Ultima e din 2019, dar cea mai importantă a fost în 2009, cu aplicare din 2019, în care se făcea așa numitul unbundling, adică separarea patrimonială a producției, transportului și distribuției. Și sigur că între timp, aceste piețe, deci ca să spun foarte pe scurt, o să mai intervin după aceea, cauza principală, de fapt, a scumpirii e piața. Și nu orice piață, pentru că sunt aceste piețe, sunt piețe care au fost practic puternic de reglementate, deși unii spun că, din contră, piețele astea de energie sunt reglementate. Nu. Nu numai că au fost de reglementate, dar structura acestor piețe și felul cum se formează prețurile stimulează speculația pe piețe și detașează, de fapt, prețul de ceea ce ar trebui în mod normal să semnifice, relația între cerere și oferte reale de economia reală. Și aici, foarte pe scurt, sunt mai multe piețe interconectate. Deci e piața de electricitate, e piața de gaz și piața carbonului. Ele se influențează reciproc și intervin în influențarea prețurilor de la o piață la alta. Comisia Europeană, de pildă, a scos ieri o comunicare și printre altele a spus că pe piața de electricitate 90% din influență e de la piața gazelor și 10% din piața carbonului. Dar influența e foarte mare. Adică prețul s-a scumpit pe piața de electricitate cu 90 de euro pe megawatt-oră de la piața de gaze și cu 10% de la piața carbonului. Deci aceste piețe influențează și piața de electricitate. La ora actuală, un lucru cel mai important e dat de piața de gaze. De ce? Pentru că, de fapt, gazele au devenit principala materie primă care egalizează oferta cu cerere. Și piața gazelor a suferit creșteri foarte mari, care, după părerea mea, sunt speculative, adică n-au legătură cu cererea și oferta, deși există și cauze reale. Al doilea lucru, cum am spus, este piața carbonului, care și ea a crescut. Și piața de electricitate e prinsă între aceste piețe. Ce vreau să spun e că există o concurență, oarecum eufemistic spus, slabă, între diverse surse de materii prime care sunt la baza producerii electricității. Adică, ca să fiu mai clar, energia regenerabilă este intermitentă. Ea e foarte ieftină, dacă nu e în considerație amortizările de investiții. Și fiind foarte ieftină, pe piața de electricitate se cumpără întâi această energie. Mă rog, se cumpără, cum să spun, adică e operațiune financiară, nu e operațiune fizică, pentru că curentul pleacă din centrale și ajunge la noi în case, pe sârme, cum spun eu așa, în ghilimele, și acolo sunt toate energiile puse la oaltă, adică nu se poate separa. Noi când consumăm energie, nu poți să spui că consumi energie verde sau energie de la cărbune. Sunt toate combinate acolo. Pe de o parte, această energie e foarte ieftină, dar în momentul când, uite, de exemplu, azi, m-am uitat astăzi, pentru că se poate vedea care e mixul de energie la fiecare oră pe site-ul Transelectric. Și se vede astăzi că vântul și soarele, pentru că nu e nici vânt prea mult și soare, se vede că e 9 ore. Și producția e foarte mică. În momentul când nu există vânt și soare, trebuie să intervină alte centrale. De obicei intervin astea pe gaze sau chiar cele pe cărbune. Dar asta scumpește foarte mult, pentru că prețul pe piața de electricitate e dat de costul marginal pe piața pe piața agro, de costul marginal al celei mai scumpe energii, care vine să completeze, să egalizeze producția cu consum. Piața de electricitate e prinsă între aceste două piețe, pentru că dacă dai drumul la cărbune, e foarte scump, e scump și pentru că a crescut piața carbonului, iar pe de altă parte, gazele sunt și ele scumpe, pentru că chiar dacă nu introduci cărbune și lași doar gazele, lumea spune acum că prețul pe piața de electricitate e determinat în mare măsură de prețul de pe piața gazelor. Și aici, pe piața gazelor, și asta iarăși e foarte important, sunt trei
cauze majore. Reducerea ofertei de gaz, într-adevăr, care e reală. Și aici sunt trei cauze. Reducerea producției europene, în special a câmpului de la Groningen din Olanda, care e în plină dezafectare, ca să spun așa. Doi este reducerea importului de gaz lichefiat, asta și datorită faptului că e concurență mare cu Asia, care a luat foarte mult. Și trei este și reducerea gazului rusesc. De fapt, gazul rusesc nu s-a redus, dar rușii Gazpromul au livrat doar contractele pe termen lung, adică n-au mai intervenit cu suplimente pe piața spot. Acum Putin a promis zilele astea, dar e neclar pentru că e și chestiunea cu Nord Stream 2. Adică Rusia vrea să dea drumul la Nord Stream 2 și așteaptă ok-ul de la Germania, care trebuie să dea ok-ul din punct de vedere juridic, dacă poate să facă treaba asta. Dar a doua chestie, și care după părerea mea e cea mai importantă, este creșterea ponderii tranzacțiilor făcute pe piața spot, deci nu pe piața de termen lung. Tradițional, pe piața gazului, prețurile erau fixate, indexate funcție de petrol. Era o perioadă de 6 luni cu un delay, cu o pauză de 3 luni. Deci indexate după petrol. Ori, acum, ele sunt făcute pe piața spot, 80% din piața gazului din Europa, în timp ce în Asia, de exemplu, Japonia face doar 20% pe piața spot și 80% indexează cu petrol. Ca să vă dau o cifră, petrolul la ora actuală e cam $80 barilul, pe când echivalentul gazului e $200 în euro. Deci de 3 ori aproape mai scump e pe piața spot decât dacă ar fi fost indexat în raport cu petrol. Și în sfârșit, al treilea motiv, am mai spus, e concurența asta slabă, concurența slabă e eufemistic spus, adică faptul că regenerabilele sunt intermitente, cărbunele e scump pentru că se produce tranziția verde. Și sigur că aș mai adăuga un singur lucru, sau două lucruri. Noi suntem acum în niște tendințe care s-au produs și care au fost accentuate cu pandemie. Unele mai vechi, unele mai noi. Deci odată, apariția pieței carbonului. Deci rezolvarea tranziției verde tot prin piață, nu prin stat. Doi, stimularea investițiilor în energie regenerabilă. Asta a avut ca efect reducerea investițiilor în energiile clasice. Dar cum am spus, astea sunt intermitente și acum e nevoie de acest backup care lipsește în multe locuri. Mai e conectarea globală a pieței de gaz, în special prin gazul lichefiat. Nu în ultimă instanță, e conectarea regională în UE, deci conectarea rețelelor în UE. România e obligată, nu numai să se conecteze, dar e chiar obligată să se conecteze. Și, sigur, utilizarea din ce în ce mai mult a mecanismelor de piață, cum am spus, spot, sau, dacă vreți, financiarizarea, pentru că există tot felul de piețe, future, Ford și așa mai departe. Și ultimul lucru cu care închei e că există o presiune venită în special din partea Franței și a Spaniei, dar a fost semnată și de România. Deci sunt 5 țări, Franța, Spania, România, Grecia și Cehia, care au trimis o scrisoare Comisiei Europene în care cer, printre altele, sunt mai multe lucruri acolo, dar printre altele cer modificarea felului în care se stabilește prețul pe piețele angro de electricitate. Adică vă dați seama că prețul este egal cu costul marginal plus profitul cel mai mare care vine de la cărbune, de la gaz, funcție de ce intră pe piață, dar acolo sunt vânzări și cumpărări și la prețuri mult mai mici. De exemplu, chiar astăzi la Comisia de Anchetă de la Parlament, domnul Badea, care e șeful de la Hidroelectrica, a spus că traderii cumpără ieftin de la piața pe contracte bilaterale și vând scump pe piața spot. Deci se fac tot felul de speculații pe piețe, în timp ce prețurile sunt împinse către consumatori. Această cerere a fost complet respinsă de Comisia Europeană. Complet respinsă. Ieri, inclusiv Comisarul pentru Energie, care e estoniancă, a spus că nu vor umbla la felul cum se fixează prețurile pe piața de electricitate, deși e complet absurd.
Deci, ca să trag o concluzie, cauza principală e faptul că două domenii foarte importante au fost lăsate complet pieților. Una este energia și doi e tranziția verde, pentru că și tranziția verde se face tot prin intermediul pieței. Acea schemă de comercializare a carbonului e piață 100%. Mulțumesc. Te rog, Victor. Noi am fondat cooperativa de energie în urmă cu 2 ani și anul acesta am reușit împreună cu cei 700 de membri pe care îi avem să cumpărăm un furnizor din piață. Și revenind la piețele future și spot, pot să vă spun două reglementări din țara noastră care încurcă destul de mult piața. Una este legată de faptul că în momentul în care prețurile scad, clienții pot pleca oricând din contract, fie că e vorba de persoane fizice sau persoane juridice, fără niciun fel de penalități. Și atunci, dacă tu ca furnizor ai avut achiziționat o cantitate pe termen lung, ești forțat să o vinzi în piața spot pentru că nu mai ai clienți sau să găsești clienți la prețuri mai mici și atunci începi să încasezi pierderi. Iar cealaltă problemă, care acum se vede cât de mult debalansează, este faptul că furnizorii pot ieși din contracte, conform legii, la orice moment doresc. Pur și simplu trimit notificări către clienți, la orice preț, și dacă clientul nu acceptă, singura opțiune pe care o are este să iasă din contract. Practic, modul ăsta de gândire și reglementare face ca de multe ori furnizorii să evite multe contracte future și să stea în piața spot. Lucru care acum se simte destul de pregnant, în special prin faptul că mulți furnizori de gaz sau de electricitate au notificat clienții la prețuri considerabil mai mari față de cele care au fost în urmă cu câteva luni. Prin clienți înțelegeți consumatorii finali. Clientul final, sigur, da. Și lucrurile s-au întâmplat de balansat. Prima parte s-a întâmplat în 2020, când consumul a scăzut foarte mult și prețurile în piața spot au crescut. Și atunci clienții au început să iasă din contracte să meargă către furnizori mai ieftine și cei care au avut achiziționat pe piața future au rămas cu cantități achiziționate și le-au vândut la prețuri mult mai mici. Și anul acesta, când cererea a crescut foarte mult, prețul gazului a crescut mult și certificatele de carbon la fel au un impact major, acum suntem exact în situația inversă, când furnizorii încearcă mărirea prețurilor din ieșirea din contracte, astfel încât să aibă mai puțin clienți, să fie nevoie să achiziționeze mai puțin energie de pe spot sau chiar din piața de echilibrare, unde a devenit și mai scumpă. Mulțumesc! Aș avea o intervenție acum rapidă, pentru că s-a discutat foarte mult despre piață. Cred că e foarte bine că a început domnul Mocearu, pentru că ne-a făcut o sinteză excelentă și pentru cauzele politice și tehnice și politice care au dus la situația pe care o vedem acum. Și acum o să cer scuze, oarecum că o să simplific mult ce au spus antevorbitorii mei, prin faptul că, aș zice eu, am ajuns să suntem în situația asta, dar cu paranteza că nu o zic la modul acuzator, ci e doar o constatare, din cauza felului în care arată piața de energie, din cauza structurii pieței de energie în momentul ăsta. Și, evident, folosesc un termen general care acoperă toate detaliile foarte importante, fiecare dintre ele care s-au amintit până acum. Perspectiva mea și a colegilor mei în cadrul grupului nostru în care, să zicem, cercetăm chestiuni legate de energie, pornind de la conceptul de sărăcie energetică de câțiva ani încoace, este aceea că suntem oarecum într-o paradigmă greșită atunci când e vorba despre accesul oamenilor la energie. Pentru că, exact cum spunea domnul Mocearu, este un serviciu care în continuare este în principal face obiectul pieței și nu a statului. Iar argumentul nostru este că nu piața e neapărat de vină, ci faptul că accentul pică exclusiv pe furnizarea de energie prin intermediul pieței. Și așa, într-un sens mai concret, dar tot, să zic, mai conceptual, la care putem să mai revenim eventual, dacă e necesar în discuția noastră, spunem noi că e nevoie de o schimbare de paradigmă, să trecem de la perspectiva de consumator, consumator vulnerabil eventual, să trecem la ideea de drept la energie. Deci energia ca drept, să vedem oamenii nu ca consumatori ai unui serviciu pentru care trebuie să plătească, ci ca cetățeni care au dreptul la energie ca element fundamental pentru buna lor funcționare în cadrul comunității. Și aici sunt niște nuanțe care e important să fie
discutate și poate o să avem timp să o facem, dar ideea de bază este că piața nu trebuie neapărat dată peste cap, nu trebuie dată la o parte, nu trebuie nici măcar fundamental alterată în felul în care funcționează, dar nu trebuie privit ca un scop în sine, ci ca un mijloc. Pentru că în momentul ăsta, statele în general au, și vedem asta și la nivelul Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană în ultimii ani a introdus câteva formulări cheie care arată că încearcă să împingă lucrurile înspre, între ghilimele se spune, perspectiva cetățenească, dar în ultimă instanță este reticența asta masivă de a nu interveni prea mult în piață. Sau dacă se intervine, se intervine prin reglementare, care și aici este o formă de a nu limita piața decât într-o oarecare măsură. Deci, pe scurt, argumentul nostru este că energia trebuie să parcurgă foarte repede drumul pe care l-a parcurs, de exemplu, educația, care acum câteva decenii, încă să spunem câteva secole, ca să fim mai siguri, era un privilegiu pentru cei care aveau resurse financiare, pentru care își permiteau, care erau într-un context potrivit să aibă acces la educație. Ori astăzi nu punem la îndoială faptul că toată lumea are acces la educație și că este un serviciu oferit de către stat, care evident presupune niște costuri pe care cineva trebuie să le acopere, dar că statul oferă și garantează și protejează dreptul la educație pentru cetățeni. Argumentul este că și cu energia ar trebui să se întâmple același lucru și din același motiv, fără educație, la fel fără sănătate, și sigur că putem discuta calitatea implementării acestor servicii publice, dar nu discutăm faptul că ele există și că asta este abordarea corectă și că încercăm să perfecționăm felul în care ele sunt implementate. Deci argumentul este că și cu energia ar trebui să se întâmple același lucru și din aceleași motive. Avem nevoie de energie, exact așa cum avem nevoie de educație sau de serviciile de sănătate, pentru a putea fi cetățeni funcționali în comunitatea noastră. Și, iarăși, într-o zonă mai conceptuală, argumentul este că ar trebui să aducem energia în sfera contractului social, deci să privim din nou ca pe un drept, și nu ca pe ceva pentru care trebuie să plătești și după aceea intrăm în toată discuția cine își permite în anumite situații. Trebuie să fie un drept universal, permanent, accesul la energie. Și ultima nuanță asupra căreia putem reveni mai târziu este că ne putem gândi în termeni concreți să stabilim un prag până la care, un quantum de energie necesară pentru această bună funcționare. Deci să facem o diferență între nevoie, pentru că despre asta vorbim, despre energia ca drept pentru atingerea nevoilor de bază, dincolo de care cine își dorește în sfera confortului, cine își permite, cine dorește să aibă, nu știu, dotări mai speciale în locuință care consumă multă energie, o casă mai mare care presupune mai multă energie pentru încălzire și așa mai departe, poate să plătească și piața își urmează cursul firesc ca până acum. Deci undeva aici se situează felul în care vedem lucrurile și felul în care încercăm să argumentăm și credem noi că e o zonă echilibrată în care să ne aflăm, care să nu dea peste cap nici ideea de piață care e de vină pentru tot ce se întâmplă, dar în același timp să pună în centru nevoile oamenilor ca cetățeni în raport cu statul în care funcționează sau în care trebuie să funcționeze. Mulțumesc. Ioana Stoica, care ar fi perspectiva sindicală aici? Da, am ascultat cu foarte mare atenție ce au spus colegii mai devreme. Pot să vă spun că sunt în sistem din 1974, deci primul meu loc de muncă a fost la CET, deci unde este producătorul de energie electrică și termică. Vă dați seama că în atâția ani de zile am urmărit mare atenție, nu neapărat ca să, din punct de vedere politic, discut acum. Discut ca cetățean, simplu cetățean. Bun, în loc să progreseze și să existe o strategie la nivel național, cum sunt în toate țările astea dezvoltate, de exemplu în Elveția, din 1921 au o strategie energetică pe care merg. Au și producere pe energiei pe deșeuri, pe biomasă, dar nu s-au abătut niciodată ca să zic așa, dimpotrivă, au îmbunătățit toate sistemele. Păcând în țară la noi și urmărind așa în decursul anilor, când a venit cineva cu o propunere bună, următorul guvern sau următoarea politică care a venit a fost nu, că n-a fost bun ce a făcut Xulescu și că e bun ce fac eu. Și niciodată n-am avut o strategie, ca să zic așa, de continuitate a unui
serviciu sau vorbim acum de energie electrică, termică și tot ce este. Totul s-a mers din potrivă, în defavoarea consumatorului, în defavoarea instituțiilor de a progresa din punct de vedere al evoluției. Nu s-a mers decât pe închiderea, de exemplu, mineritul. Hai să-l închidem că nu e bun, dar în alte țări e foarte bun. Hai să închidem ceturile, dar în alte țări s-au dezvoltat. Mă uit acum în Germania. Deci în Germania sistemul centralizat este la numărul 1. Toată lumea investește în ceturi care au producere de energie termică și electrică. Deci investițiile sunt în instalații centralizate de înaltă cogenerare. Deci totul, am colegi care au plecat din unitate, din termoenergetica, cu ani în urmă și au ajuns acolo pe salarii foarte bune, pentru că acolo sistemul de încălzire centralizat, deci e numărul 1 și nu merg pe altă variantă decât cu un sistem centralizat. Acolo toată lumea se gândește la cetățean să aibă un serviciu de calitate, accesibil, la prețuri cât mai mici, da? Nici de cum nu se gândesc să ridice, și slavă Domnului că au salarii și pensii incomparabile cu noi. Acolo întotdeauna s-a ținut cont de creșterea prețurilor în funcție de salarii și de pensii. La noi nu. La noi totul a mers pe repede înainte, din punctul meu de vedere discut. Deci nu s-a ținut cont, da, că în România există o salarizare și un nivel de pensie la oameni care abia pot plăti o giga poate sau două pe lună, dar prețurile au ridicat la greu. Niciodată nu s-a ținut cont, domnule, cât are nevoie, de exemplu, un cet din București. El trebuia să fie modernizat, trebuia să fie în concordanță cu mediul, să aibă randament. Nu s-a gândit nimeni decât lasă că merge și așa, lasă că se poate și așa și uite unde am ajuns. Am ajuns la niște prețuri de nimeni, nu poate să-și mai permite la momentul ăsta actual. Din toate studiile care s-au făcut în decursul anilor, vreau să vă spun că ultimul studiu a fost în 2016, un studiu Trapec, unde 30% la nivel de bucureșteni își permiteau un preț mai mare de 400 de lei pe giga. Deci am ajuns că acum, la momentul ăsta, nu știu cine își va, dacă se liberalizează piața și o să ajungă prețul la 500 de lei pe giga, cine își va permite să plătească din totalul bucureștenilor. Vorbim de un sistem care ar trebui să fie accesibil și de continuitate, pentru că el nu este un sistem care, eu știu, e o fabrică de pantofi sau nu știu ce. Nu, domnule, ăsta e un sistem care trebuie să-l asiguri, indiferent că omul ăla vrea apă caldă acum sau nu vrea, vrea căldură sau nu vrea, el trebuie să fie asigurat non-stop. Dar, din câte văd eu, se merge pe repede înainte, ne punem cu toate directivele europene. Când ne-am integrat și noi în Europa, n-am pus anumite condiții, așa cum au făcut polonezii, așa cum au făcut toți cei din jurul nostru. Și slava Domnului că am fost în toate țările astea, Estonia, Lituania, Polonia, deci toți că au venit cu niște cerințe clare. Când la noi, nu știu, s-a trecut așa ca și cum, las că aici nu e nicio problemă, ăștia sunt fraieri, ăștia sunt din lumea a treia, lasă că merge și așa. Mulțumesc! Mă bucur foarte mult că am abordat toate aceste subiecte și am putut să identificăm problemele cu care ne confruntăm, de fapt, într-o manieră concretă. Și, evident, am discutat că, într-adevăr, există probleme care au un caracter european sau global, care oarecum nu pot fi rezolvate de un singur guvern național. Am văzut foarte bine cu această explozie a cererii după anul carantinelor din 2020, problemele cu livrarea gazelor care apar acum și așa mai departe. Deci chestii care necesită acțiuni pe plan global. Mai este și dependența, evident, a surselor de energie regenerabilă, dependența lor de fenomene naturale, dar aș vrea să încercăm puțin, referitor la România, pe plan național,
având în vedere problemele specifice care sunt aici, ce măsuri concrete pe termen scurt, pe de o parte, și pe de altă parte pe termen lung ar putea fi luate. Deci nu neapărat să încercăm să salvăm întreaga lume, dar să vedem în ce măsură în cadrul României s-ar putea lua anumite măsuri pentru a ameliora situația. Deoarece, evident, trebuie să ținem cont și de faptul că tot ceea ce discutăm acum și ce trăim acum se întâmplă în paralel cu valul al patrulea al pandemiei. Și că, deci, în următoarele luni, foarte multe persoane vor trebui probabil să renunțe parțial la încălzire, vor trebui să renunțe la multe alimente sănătoase de proveniență biologică care au prețuri prea mari pentru ei, și astfel o populație care oricum este nesănătoasă, care oricum se remarcă pentru alimentație nesănătoasă, va fi expusă la virus. Deci, oarecum mi se pare că toate lucrurile se suprapun acum și că este o situație cât se poate de gravă. Deci, concret, pe termen scurt, acum pe moment, ce s-ar putea face și care ar trebui să fie schimbările structurale care pe termen lung să evite un cerc vicios în care ne tot aflăm și să ajungem din an în an la aceleași probleme din nou? O să încep și eu acum, să continui de fapt cu prima parte unde am spus cauzele generale. Și într-adevăr, cauza principală vine din exterior, de fapt. Mai ales că piețele românești, în gros, sunt conectate și la exterior. Dar există, în ghilimele, un bonus românesc. Adică lucrurile sunt agravate aici de ce se întâmplă în România. Adică pe fondul ăsta de dezmăț al piețelor internaționale și europene, există un adaus de dezmăț românesc. Și aici cuvântul dezmăț l-a folosit chiar Adrian Vasilescu, care e purtătorul de cuvânt al BNR. Ei sunt sigur afectați BNR-ul pentru că luptă cu inflația, sunt deranjați că prețurile la energie produc inflația. La noi, prețurile la energie sunt mai mari chiar decât în celelalte părți ale Europei. Comisia Europeană ieri a publicat o comunicare unde e un tabel cu prețurile angros și prețurile retail pe ultimii 2 ani, adică din 2019 până în 2019. Ce e interesant în tabelul ăsta? Că prețurile în România, atât la gaze cât și la electricitate, pe prețurile la consumator, au crescut mult mai mult decât a crescut media UE. La angro e pe dos. Aici e de studiat de ce. Nu mi-e foarte încă clar. Singura chestie e că prețurile la angro au crescut foarte mult, demonstrează că nu vine de la cerere și ofertă, ci vine de la speculațiile pe piață. Dar în timp ce alte țări și-au protejat consumatorii, ne ridicând prețurile foarte mult, la noi s-au ridicat foarte mult. Sigur, a coincis și cu liberalizarea asta care s-a petrecut la 1 ianuarie 2021 și care a fost prospectă. Dar la noi, pe piețe, de reglementare e masă. Adică a spus mai adineauri domnul Iancu că pot atât clienții cât mai ales furnizorii să iasă din contracte când prețurile se mișcă. Și, de exemplu, chiar cred că electrica și chiar și producătorii poate să facă treaba asta. Am citit acum de curând că cred că electrica sau Enel-ul cumpărase producție de la regenerabilă, de la un producător de producție regenerabilă și care, pentru că putea să obțină un preț mult mai bun pe piața spot, a reziliat contractul, a plătit penalitățile, dar penalitățile au fost mult mai mici decât profiturile pe care le-au ținut pe piața spot. Deci aici e o reglementare foarte clară. Ori ridici penalitățile, ori interzici sau pui niște condiții, numai anumite condiții se pot rezilia aceste contracte. Deci la noi de reglementare e majoră. Sunt acești trader care cumpără, sunt 7 piețe. Eu am aflat acum de curând, am pus și pe postul meu de Facebook, 7 piețe sunt. E aproape incredibil. Piața de ziua următoare, sigur că multe piețe sunt dictate de directivele europene, cum e piața de ziua următoare sau piața intraday. Există piața aia over the counter, care e de fapt o piață financiară, există bilateralele, există și în sfârșit și piața de echilibrare. Piața de echilibrare e o dovadă că piața nu poate egaliza producția cu consumul. Că de-aia e piața de echilibrare. Piața de echilibrare e o pseudo-piață. Pentru că oricât să chinuie astea 6 piețe, să
cumpere, să vândă la fiecare oră, în fiecare zi, cu contracte, cu nu știu ce, reglaje fine, reglaje brute, în final constată că nu se închide. Și de aia e piața asta de echilibrat. Dispeciul energetic național există, adică nimeni nu produce ca în piață. Vine cu un sac de cartofi, îl vinde, nu-l vinde, scade, crește prețul. Aici sacul de cartofi se produce și s-a vândut în energie. Deci motivul principal e această dereglementare. Deși eu aș spune că e un motiv peste dereglementare. Și am mai spus la un alt chat pe care l-am făcut în altă temă, circulația ideilor. Eu văd și pe Facebook, adică sunt oameni care am senzația că sunt cu creierile spălate. Adică nu aduc argumente pro-piață raționale, ci pur și simplu piața devine un fel de mit, un fel de credință. Am mai spus, în rândul economiștilor, de la BNR până la prezidențiale, pe la partide, peste tot sunt libertarieni sau neoliberali. Nu există niciun partid în Parlament din România care vrea reducerea taxelor. Hai să vedem cum se rezolvă, cum încearcă partidele să rezolve problema prețurilor în România. Absolut toate trei. USR e de dreapta, PNL e de dreapta, dar PSD, echipurile de stânga. Toate trei nu fac decât să plafoneze prețurile la consumatori, care e o păcăleală, de fapt, pentru că sunt finanțate, de fapt, de la bugetul statului. Deci iau niște bani din buzunarul cetățeanului și bagă în alt buzunar. Dar, în realitate, iar speculatorii de pe piețe și profiturile sunt lăsate neschimbate. Fie reducerea taxelor, fie sumă forfetară, sunt diverse. Consumatorul vulnerabil și așa mai departe. Nimeni nu se gândește să intervină cu reglementări pe piață. Nici Consiliul Concurenței, nici ANRE. Domnul Chiriță, care e președintele de la ANRE, la Comisia de Anchetă de la Parlament, a făcut o declarație la început: noi nu putem interveni în piață. Pentru că prețul e reglat de cerere și ofertă. Deci domnul Chiriță, la ora actuală, crede că piața e divină. E un dat. E un dat divin. Adică nu face parte din societate. Și societatea trebuie să o reglementeze. E ca și cum ai desfința, de fapt, semnele de circulație într-un oraș cum e București. Să spui, domnule, am lăsat liber. Lumea știe, se ferește, nu o să intre unii să se ciocnească. Exact așa funcționează practic la ora actuală aceste piețe de electricitate. Și sigur, sunt multe care se pot reglementa. De exemplu, penalitățile astea mai mari sau să se pună chiar un prag cât e pe piețele de bilaterale, cât e pe piețele de spot. Pentru că, de exemplu, o firmă mare de distribuție, ea știe în decembrie câți clienți are, grosso modo, chiar și acum când unii au plecat, s-au dus, adică au fost niște mutați. Deci ea trebuie să-și asigure portofoliul de energie din contractele pe termen lung, deci de pe piața de contracte bilaterale, și apoi să facă reglajul fiind pe piața spot. Piața spot nu e făcută ca să fie piața de bază, unde să iei marea majoritate a energiei. Acolo e făcută pentru reglajul fiind. Asta poate fi reglementat. Adică să pot introduce niște indicatori care să... Pentru că ăsta e scopul pieței spot. Adică cel puțin în teorie. Uniunea Europeană a încurajat piața spot și piața asta intraregională pentru a face reglajul fiind. Adică piața de echilibrare să nu mai facă aproape nimic. Adică să egalizeze cât mai mult oferta cu cererea. Deci există o mulțime de reglementări care se pot face. Ele însă, din păcate, nu o să se facă. Pentru că și la Consiliul Concurenței, Bogdan Chirițoiu a și declarat la un moment dat că statul reglementează și el dereglementează. Adică el e pentru liberalizare. Deci nu ne putem aștepta, adică cât Bogdan Chirițoiu acolo să se producă ceva. La fel partidele, nu? PNL-ul cu PSD-ul vor scoate acum că e un proiect de lege și ordonanța dată de Câțu cu plafonarea prețurilor. Dar asta, repet, e un paliativ. Nu se rezolvă problema. Și a doua măsură, în afară de reglementarea asta, care presupune multe lucruri, trebuie specialiștii din domeniu să vină să se adune să spună cum
cum faci ca piețele astea să-și aducă menirea pentru care au fost create, adică care fac reglajul brut, care fac reglajul. Al doilea e suprataxarea profitului care obține aici. Asta se produce Spania, de exemplu, face treaba asta. Și cred că va face și Franța. Iar pe termen mediu și lung, și aici e esențial, tranziția verde, pentru că noi ne aflăm acum într-o mare tranziție verde. Și suspiciunea mea că prețurile astea foarte sus și din declarațiile ieri ale Comisiei Europene, e o opțiune politică până la. Adică cineva acolo sus a luat decizia, domne, aruncăm prețurile în sus pentru ca să forțăm investiția în regenerare, să fugim de gaze, de cărbune și așa. Iar pentru România, vorbesc acum, sigur, e și recomandarea Comisiei Europene, numai că investițiile trebuie să fie publice. Adică eu pun o întrebare, de ce statul în piața concurențială nu poate să aibă un câmp de eoliene? Adică de ce toate câmpurile de eoliene trebuie să fie private? E vreo interdicție ca să existe și statul să aibă un câmp de eoliene sau să folosească energie solară? Nu mai vorbesc de centrala de la Cernavoda. Cred că de când am terminat facultatea, acum 40 de ani, se discuta de 3 și 4. Și acum, în sfârșit, vin americanii, dau niște bani, nu e clar. Bine că face cineva, pentru că energia nucleară, chiar dacă unii sunt contra, e foarte importantă la ora actuală, după părerea mea. Pentru că dacă vrem să scăpăm de cărbune și chiar de gaz, nu vom putea rezolva numai cu energia regenerată. Poate pe termen lung, pentru că energia regenerabilă are nevoie, unul, de rețele de înaltă tensiune mai dense, și aici e o altă problemă, pentru că dacă nu bate soarele la Constanța, poate bate la Timișoara și se poate aduce energia de acolo. Doi, are nevoie și de backup, adică tranziția asta trebuie făcută în așa fel încât nu scape așa aiurea de cărbune și de gaze sau de nucleare, adică trebuie să vezi cu ce înlocuiești. Și sigur, sunt și rețelele smart, adică rețelele inteligente care reglează fiind cererea și oferta. Sigur că astea trebuie și contoare, reglajul în casă, cuplat și producătorii mici de energie. Se poate îmbunătăți stocarea ea, că la ora actuală energia asta nu se poate stoca decât modest. Deci există probabil niște tendințe tehnologice care peste 10-20 de ani vor putea rezolva problema. Dar nu poți să rupi, lași totul pe solar și vânt, închizi cărbune și gaze deodată. Deci statul trebuie să intervină, să planifice strategic această tranziție. Și am citit chiar acum de curând în Financial Times un profesor de economie de la London School of Economics sau Harvard, nu are importanță, dar la universitate mare, a zis nu putem decarbonizarea să o lăsăm pe mâna pieței, doar pe mâna pieței. Adică trebuie statul să aibă un rol de jucat. Și să existe și aceste mecanisme de piață, dar pe de altă parte, intervenția statului trebuie să vină aici, pentru că prețul la energie e un preț strategic. Adică e afectat absolut orice. Dacă se scumpesc, e rău dacă se scumpește și grâu, dar dacă se scumpesc, asta mai treacă meargă. Dar la energie ai pus pe butuș toată economia. Deci, în concluzie, reglementarea piețelor trebuie făcută, la noi nu există treaba asta. Doi, suprataxarea profiturilor excepționale, și asta se poate face rapid, pentru că sunt măsuri pe termen mic. Plafonarea e paliativ. Eu nu pledez pentru plafonare decât așa, să treacă poate iarna asta. Ce am spus eu cu reglementare și suprataxare se poate face într-o lună, două. Chem niște specialiști, vezi, pui, e simplu. Iar trei, pe termen mediu și lung, investiții publice, adică schimbarea structurii și, sigur, planificarea strategică, adică tranziția asta verde, în care să existe un rol și al statului, nu numai al pieței, un mix. Mi s-a părut important să mai punctăm încă o dată și aici, cum ziceați,
că scumpirea energiei duce automat la scumpirea la practic orice produs de pe piață. Deci că aici nu este numai vorba despre direct consumul de energie într-un context casnic, cum probabil că se gândesc majoritatea oamenilor, ci este vorba despre mai toate procesele de producție. Deci că problema aici este cât se poate de largă. Din nou, și în ceea ce privește în general creșterea prețurilor produselor, din nou, sunt factori externi. Știm foarte bine că nu mai funcționează comerțul internațional cum funcționa înainte de pandemie, că există foarte multe impasuri, cererea e extrem de mare după ce a scăzut foarte mult în 2020. Dar asta o soluție ar fi aici pentru prețuri și reglementarea energiei într-o manieră încât costurile de producție, măcar autohton, să fie reduse într-un fel. Da, Victor, te rog. Doresc să trag un semnal de alarmă, cât se poate de valid și real, în sensul că populația și firmele trebuie să înțeleagă foarte bine că ne așteaptă o iarnă foarte grea. Pot să vă dau un exemplu pentru un apartament cu 3 camere care se încălzește cu gaz. Dacă va trebui să reînnoiască acum contractul de furnizare, probabil că vor plăti undeva nu mult sub 2000 de lei pe lună. Că lucrurile nu sunt nici pe departe roz, iar cifrele și facturile vor fi într-adevăr foarte, foarte mari și foarte greu de suport. Păcate, suntem într-o situație în care cetățenii încearcă să se descurce cont propriu, pentru că nu este clar. A apărut o ordonanță zilele trecute, dar încă nu sunt norme de aplicare și încă nu știm ce și cum va fi suportat de stat. Dar chiar și la gaz, dacă e vorba de un sfert din factură, faptul că factura crește de 6 până la 10 ori nu ajută foarte mult. Și trebuie să avem în vedere factorul de conștientizare și oamenii să fie cât mai atenți la consumul de electricitate și de gaz în perioada următoare, pentru că în primăvară vor ieși în primăvară cu datorii extrem de mari către furnizorii de utilități. Iar prețurile care sunt acum vor duce la o creștere mai mult decât accelerată a tuturor prețurilor din piață, pentru că dacă ne gândim la îngrășăminte pentru agricultură sau la diverse produse care au o componentă semnificativă a prețului final, o mare pondere folosită din pentru consum de energie, vor exista creșteri de prețuri de 15, 20 sau chiar 30% pentru anumite produse de bază. Deci lucrurile nu sunt deloc bune, cel puțin pe termen scurt sunt destul de pesimist, iar la nivel de reglementare trebuie intervenit. Nu sunt în măsură să spun ce reglementări trebuie făcute, pentru că nu-mi dau seama care este rezerva statului sau bugetului la ora asta, dar dacă nu se intervine rapid și concret cu măsuri de sprijin, atât pentru populație, cât și pentru întreprinzători, în primăvară vom plăti prețul unei crize economice destul de accentuată, cel puțin în România. Mulțumesc. George, dacă vrei să intervii. Aici cred că suntem întotdeauna într-un soi de paradox foarte enervant, și anume că totdeauna crizele precedă măsurile. Deci vine criza, după care ne gândim, ok, de ce am ajuns aici, care sunt cauzele, unele depind de noi cele mai multe, cum se întâmplă și acum nu prea. După care începem să ne gândim, bine, ce putem face totuși ca să ajutăm oamenii care, exact așa cum s-a spus deja, vor fi extrem de afectați. Evident că trebuie luate măsuri pe termen scurt, trebuie gândite măsuri pe termen scurt. Sunt foarte de acord că sunt paliative, da? E această denumire de blanket measures, deci măsuri ca o pătură, te ajută să nu îngheți acum iarna asta. Problema e că după ce trece criza, deci în perioada în care lucrurile sunt mai calme și putem gândi lucrurile mai la rece, mai lucid, subiectul pur și simplu nu e pe agenda și atunci nu apar acele măsuri care să anticipeze o nouă situație în care sau să facă în așa fel încât să nu mai ajungem într-o situație similară sau cel puțin să anticipăm simptomele. Și de asta spun că e enervant, pentru că fix asta vedem și acum. Deci ne gândim ce putem face. Da, e clar că ceva trebuie făcut, ce putem face, după care cum necum o să treacă iarna asta, într-adevăr foarte grea, dar tare mă tem că nu o să ajungem la acele soluții pe termen mediu și lung, care și ele sunt la fel de necesare și la fel de importante. Cu toate astea, sau până să ajung la ce vreau să spun prin cu toate astea, încă o nuanță legată de ce spunea Victor și impactul foarte dramatic pe care situația de acum o să-l aibă asupra multora este ideea asta de vulnerabilitate. Știm, avem o lege recentă, o lege a consumatorului vulnerabil,
a fost util pentru multă lume, cred că și-au dat seama că există ideea de consumator vulnerabil și că subiectul a fost o vreme pe agendă, dar puțină lume, nu cred că noi neapărat cei care suntem aici, dar puțină lume dintre cei care discuta despre asta și-au dat seama că de fapt aveam o lege fix aproape la fel de 20 de ani încoace, pentru că noua lege a consumatorului vulnerabil nu face decât să îmbunătățească un pic, și asta e important de zis, schema care deja exista pentru ajutoare de încălzire în timpul sezonului rece. Dar în orice caz a iscat oarece discuție despre ce înseamnă consumator vulnerabil, ce spuneam mai devreme, spunem consumator vulnerabil, deci iarăși prin eticheta asta plasăm piața în prim plan și oamenii vin undeva după consumând niște lucruri pe care și le permit sau nu să le cumpere de pe piață sau măsura în care își permit. Și ideea de vulnerabilitate, deci vulnerabilitatea care a fost definită un pic mai bine prin această lege a consumatorului vulnerabil, inclusiv cauzele vulnerabilității în preambulul legii, însă soluțiile și modalitatea concretă de identificare a vulnerabililor lasă de dorit, pentru că se raportează exclusiv la nivel de venit, în continuare, la nivel de venit. Iar acum, la doar câteva săptămâni de când a trecut acea lege, constatăm un lucru de bază, și anume că vulnerabilitatea, că această lege a consumatorului vulnerabil nu acoperă cauzele vulnerabilității care aduc acum pe foarte mulți în vulnerabilitate. Legea, așa cum a fost gândită, raportat strict la indicatorul venit, nu acoperă deloc pe cei care intră în vulnerabilitate acum sau intră de-a dreptul în sărăcie energetică din cauza creșterilor sau din cauza modificării unui set de cauze care nu sunt vizate absolut deloc de legea consumatorului vulnerabil. Deci mult mai multă lume, și atenție la nuanțele din discursul guvernului apropo de ordonanța de urgență privind plafonarea, nu le spun că ajută consumatorii vulnerabili, pentru că vulnerabilii conform legislației din România sunt cei acoperiți de legea consumatorului vulnerabil. Cei de acum sunt niște oameni, nu știu, cu probleme, afectați, dar se abțin foarte tare să spună vulnerabil pentru că nu bate cu ce ne zice definiția din lege. Deci vorbim acum, ca să rămân în termeni ăștia, de o vulnerabilitate generalizată care o să aibă un impact nu doar când e vorba de consumul de energie, nu doar când e vorba de dacă ne încălzim sau nu în gospodării, ci e despre vulnerabilitate pe multe aspecte care țin de viața noastră de zi cu zi. Și atunci e clar că câteva măsuri trebuie luate. După mine, ordonanța de urgență privind compensarea la factură, cred că este în direcția bună, din simplu, sau măcar pentru faptul că acoperă aproape toată populația, mai mult sau mai puțin, și bate cu ceea ce spuneam mai devreme apropo de dreptul la energie, deși evident nu vorbim încă despre asta sau nu se vorbește în termenii ăștia, dar lăsând un plafon de consum foarte înalt, care acoperă aproape pe toată lumea, scăpăm de, apropo și de normele de aplicare, într-adevăr încă nu le avem, dar povara asta birocratică ar trebui să nu fie pe cetățeni, ne așteptăm să nu fie pe cetățeni, deci nu trebuie să te duci să ceri, nu trebuie să soliciți dreptul. Asta e o formulare care iarăși îmi place foarte mult, apare în normele de aplicare din nou de la legea consumatorului vulnerabil, care sunt deja în monitor oficial, dar să soliciți dreptul sau să ți se acorde dreptul. Dacă îl soliciți, nu mai e drept, dreptul l-ai sau nu l-ai, în baza faptului că ești cetățean. Dar în fine, deci cred că merge în direcția bună pentru că acoperă multă lume și că nu trebuie să mai ceri să ai parte de acel ajutor suplimentar, să-i spunem, atunci când e vorba de acest sezon rece despre care vorbim. Într-adevăr, o altă problemă este că poate ar fi nevoie de mai mult și faptul că se referă doar la acest sezon rece. O să vedem în ce măsură o să fie păstrată prevederea asta sau genul ăsta de prevedere și pentru perioadele următoare. Dar când vorbim despre facturi mari la energie, mai vorbim despre două lucruri care au fost amintite mai mult sau mai puțin explicit și până acum. Eficiența energetică, iarăși o chestiune pe termen scurt spre mediu, să spunem. Dacă îți dai seama că vine factura foarte mare la energie acum, e cam greu să-ți renovezi casa până săptămâna viitoare. Evident, deci de asta nu e un termen foarte scurt. Pe de altă parte, noi avem facturi mari în continuare pentru că mare parte din fondul de locuințe este într-o stare poate nu deplorabile, dar cu un nivel de eficiență energetică foarte scăzut. 80% din mediul rural se încălzește cu lemne și 50% din gospodăriile din mediul rural sunt mai vechi de 50 de ani, în condițiile în care nu există nicio schemă de sprijin sau de ajutor financiar din orice fel de buget public, local, național, european sau de unde vin banii, destinat gospodăriilor individuale. Avem scheme de ajutor doar pentru blocuri de locuințe, deci gospodării
colective de genul acesta, clădiri colective, și și acolo depinde de măiestria autorităților locale dintr-un loc sau altul să acceseze banii respectivi, sau de variabile care țin de structura blocului sau asociații de proprietari dintr-un loc sau altul. Dar măcar există ceva, pe când pentru gospodele individuale nu există practic nimic, ceea ce e o problemă foarte mare. Deci investițiile în eficientizarea locuințelor, aș spune că trebuie plasate în prim plan urgent, cu impact, poate nu pentru acest sezon rece, evident, dar până anul viitor, cred că deja ar începe să se vadă dacă prioritizăm asta. Și a doua chestiune, ce spunea și Victor, legat de comportament. Comportamentul în propria gospodărie cred că joacă un rol mai mare decât cel pe care îl atribuim noi în discuția asta. Românilor le place să le fie foarte cald. Că vorbeam mai devreme despre nevoi versus confort. Cred că percepția noastră subiectivă, proprie, legată de nevoi, este foarte ridicată. Noi ne apropiem cu nevoia foarte mult de confort, de un prag ridicat de confort. Și asta, sigur, ne putem gândi cultural de unde vine, ne putem gândi la frigul îndurat în perioada comunistă, pot fi multe lucruri pe care să le discutăm. Acum avem termostat, avem libertate, avem centrală proprie, avem libertate să ne dăm, sigur, cei mai mulți dintre noi, nu toată lumea, să ne facem cât de cald vrem în casă, și așa mai departe. Și omitem aspectul ăsta al supraconsumului. Standardele auditorilor energetici spun că 20 de grade în camerele de locuit e suficient. Orice grad în plus în vremuri normale de prețuri, după, din câte știu din calculele care se fac, costă cam 70-80 de lei la un apartament care se încălzește cu centrale pe gaz. Acum putem tripla valoarea unui grad în plus pe termostat. Deci cred că e o ocazie bună și fără a atribui responsabilitatea în seama oamenilor, că vorbim și de mult subconsum, vorbim de sărăcie energetică ascunsă foarte mult în România, dar pentru că eu sunt în Cluj și acum un an, cam pe vremea asta, am făcut un sondaj de opinie legat de ponderea facturilor de energie în raportat la venituri, și aici a trebuit să lucrăm cu niște proxy-uri, pentru că felul în care vin facturile cu regularizare și așa mai departe face dificil pentru oameni să-și conștientizeze consumul lunar, concret, deci cât plătesc pentru energie în fiecare lună. Dar după calculele noastre, cam un sfert din populație, pe prețurile de anul trecut, cam un sfert din populație pica sub pragul de sărăcie după plata facturilor la energie, da? Deci își plăteau facturile la energie, dar asta îi făcea să vină sub pragul de sărăcie cu venitul rezidual, cu cele rămânea, în condițiile în care își țineau termostatul peste 22 de grade în apartament. Ceea ce este, pentru mine, e șocant. Lipsa asta de înțelegere și de... Nu mai vorbesc de implicațiile asupra mediului, cât poluăm fiecare. Asta sunt deja lucruri poate pentru o altă discuție. Dar poate că, din nou, este o ocazie bună ca oamenii să conștientizeze felul în care se raportează la energie în propria gospodărie. Poate să ne uităm un pic mai atent la dotările propriei gospodării, mai ales acea dintre noi care ne-am permite să le schimbăm, să spunem, cât ne consumă frigiderul, mai ales pentru că acolo e în consumare de energie raportat la alte electrocasnice. Deci ce randamente au dotările din aparatele pe care le folosim în gospodăriile noastre și, în general, cum ne raportăm la o situație în care ni se face frig. Preferăm să stăm în tricou și în decembrie și atunci dăm mai tare centrala, sau ni se pare oarecum, sună rău, nu? Să mai punem o haină pe noi, că ne amintește de alte vremuri. Dar până la urmă, până să dai drumul mai tare la centrale și să plătești mai mult și să poluezi mai mult, asta ar trebui să fie varianta logică în primă fază. Deci sunt tot felul de nuanțe de genul ăsta care țin de comportament, care, deci vorbim de comportament în propria gospodărie, proprietate privată, unde nu vine nici statul, nici ANRE-ul și nici Consiliul Concurenței și nici compania de energie să-ți... dea mai încet termostatul sau să-ți atragă atenția că vezi că nu prea îți faci un bine prin felul în care te raportezi la energie în propria gospodărie. Deci și astea sunt chestiuni care sunt în puterea noastră până la urmă și care au oarece relevanță pe termen scurt. Ce trebuie să înțeleagă atât autoritățile cât și oamenii de rând și populația este că investițiile atât în energie cât și în economisire de energie sunt investiții pe termen lung. Și trebuie să existe un cadru legislativ stabil și destul de limpede, astfel încât să fie stimulate astfel de investiții. Investițiile în energie se fac pentru 20 de ani și atunci ai nevoie de cadru legislativ stabil și sigur. La fel, dacă faci o investiție în eficiență energetică, îți izolezi apartamentul, îți izolezi casa sau montezi panouri solare, la fel ai nevoie de stabilitate și de reglementări pe termen lung.
aici este problema, cel puțin ca a comunității noastre, este o problemă foarte mare, pentru că împreună cu membrii noștri dorim să investim atât în eficiență energetică, cât și în producție de energie din surse regenerabile. Și cadrul de reglementare care se schimbă frecvent, care ba ajută, dar este foarte birocratic, ba nu ajută deloc și este foarte simplu, sau de la an la an apar schimbări, sau de la lună la lună, în funcție de ce guvern, ce ministru sau ce prim-ministru este pe scenă, blochează pe termen lung absolut 90% din potențialul investițiilor în capacități de producție sau în eficiență energetică. Mulțumesc! Da, evident, putem să discutăm și despre comportamentul personal și despre atitudinea personală, individuală, atât dintr-o perspectivă ecologică, dintr-o perspectivă culturală, așa mai departe. Dar al doilea subiect este practic aici voința politică de a crea condiții pe termen lung favorabile unui nou sistem energetic și unui nou sistem economic, practic, plecând de acolo. Și trebuie să recunosc că nu sunt foarte optimist aici, gândindu-mă la atitudinele actuale față de sistemul de sănătate, după toate experiențele anului 2020. Mi se pare că nu s-a învățat absolut nimic, nu s-au tras niciun fel de concluzii și am ajuns iar într-o situație probabil chiar mai gravă decât era în 2020. Structurile politice din România nu par a avea cu adevărat potențialul de a trage concluzii serioase și de a învăța din greșelile lor și de a reacționa corespunzător. Și aici cred că da, ideea pe care a prezentat-o George este probabil, din punctul meu de vedere, singura speranță care ne rămâne, oamenii să realizeze ca un drept la energia, că energia este de fapt un drept, un drept pe care ar face bine să și-l ceară și să și-l asume. Am avut de curând și un podcast despre vaccinurile anti-COVID, în care am discutat despre ajutorul financiar din partea statelor, deci practic prin impozitele oamenilor, că cercetarea, dezvoltarea acestor vaccinuri, mare parte s-a făcut cu ajutorul impozitelor oamenilor și că practic oamenii, drept urmare, au un drept de hotărâre asupra acestor vaccinuri, de să nu fie doar folosite pentru profitul unor multinaționale, ci să fie un bun public care să fie folosit public. Și mi se pare că și o asemenea atitudine ar fi aplicabilă și aici, oamenii să realizeze că nu este vorba despre niște multinaționale energetice care să facă profit, ci despre efectiv o situație în care fiecare om să aibă dreptul la siguranță energetică, să nu ajungă în sărăcie energetică. Deci asta mi se pare un aspect important și poate că mentalitatea asta, dacă ar duce la o mobilizare a populației, și vedem că reacțiile au fost foarte puternice la acest val de scumpiri și poate că într-adevăr această experiență, cât de grea va fi ea, va ajuta oamenii puțin să conștientizeze realitatea și să se mobilizeze. Asta ne rămâne speranța. Speranța era și că în urma pandemiei să se mobilizeze oamenii în sprijinul sistemului sanitar, în sprijinul ideii unui sistem de sănătate public. Nu știu în ce măsură s-a manifestat încă asta, poate va urma, poate că experiențele pe care le trăim acum, cât de grele vor fi ele, constituie și un proces de învățare prin care ne putem schimba mentalitatea și ne putem mobiliza. Vreau să mulțumesc foarte mult invitaților noștri încă o dată pentru toate ideile foarte interesante pe care le-au prezentat și evident vreau să mulțumesc și ascultătorilor noștri și să vă invit de acum la următoarea ediție a podcastului Egal.